Partidul Comunist Român nu ar fi ajuns niciodată la putere dacă nu ar fi existat Marile Trădări Naționale. Un material de George Hodorogea. Un pic de pseudo-istorie comunistă. Istoriografia comunistă își revendica puterea obținută în august 1944 și consolidată în decembrie 1947 prin asumarea meritului organizării loviturii de stat de la 23 august, dar și prin activitatea și sprijinul unui milion de membri sau simpatizanți comuniști. Comuniștii au negat mereu meritul regelui Mihai, dar și pe acela al partidelor istorice. Ei și-au justificat lovitura și prin alegerile câștigate din 19 noiembrie 1946, alegeri falsificate într-o manieră grosolană și extrem de abuzivă. Comuniștii și-au permis aceste fapte, fie că aveau în spate tancurile bolșevice ca argument, fie că s-au bazat pe mari trădări naționale, trădări care le-au permis să dea o spoială legală falsurilor electorale. Ce spune adevărul? Adevărul constată, rece și obiectiv, faptul că la data insurecției armate, comuniștii nu depășeau 1000 de membri. De asemenea, 23 august a fost opera integrală a regelui Mihai și a partidelor istorice în frunte cu Iuliu Maniu și negociată la sânge din timp cu puterile aliate la Ankara și Stockholm. Dar tot istoria reală ne spune, și din păcate nici astăzi nu se prea vorbește, că dacă nu ar fi fost câțiva români, extrem de importanți prin renumele și poziția lor, Partidul Comunist nu ar fi primit niciodată recunoașterea aliaților și nici nu s-ar fi instalat la putere, îmbolnăvind țara, timp de peste 5 decenii de ciumă roșie. Moșierul roșu, Petru Groza. Petru Groza a condus în calitate de prim-ministru primele guverne comuniste între anii 1945 și 1952. Între 2 iunie 1952 și 7 ianuarie 1958, a fost președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, funcție asimilată cu cea de șef al statului. Fiu de preot ortodox, Petru Groza studiază dreptul economic, dar și juridic, în țară, dar și în străinătate. Este membru al Partidului Național Român și în această calitate participă la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 decembrie, alături de mari făuritori ai Unirii, și anume Gheorghe Pop de Băsești, Ștefan Cicio Pop, Alexandru Vaida Voievod, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și alții. A fost deputat și ministru în mai multe guverne interbelice. Prieten cu Octavian Goga, s-a înscris în partidul acestuia, partid ce avea o linie legionar-fascistă, cam mare distanța, nu, între Legiune și PCR? Sau poate nu? După 1933, și-a înființat propriul partid, Frontul Plugarilor, și în curând a intrat în legătură cu ilegaliștii comuniști. După 23 august, atât liderii de la Moscova, cât și comuniștii autohtoni au considerat că personalitatea și carisma lui Petru Groza ar putea asigura legitimitatea în fața lumii occidentale. În cabinetul Sănătescu, Petru Groza este numit
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Și apoi, cariera sa explodează, așa cum am spus-o anterior. Deci, un mare moșier, apropo, averea sa nu a fost confiscată precum a celorlalți bogați, un intelectual de rasă și un fost unionist, trădează neamul, religia și familia sa națională pentru un blid de linte. Dar ce linte! Primele guverne comuniste și alegerile falsificate din 1946 au primit girul aliaților și, datorită prezenței la putere a moșierului roșu Petru Groza. Laureatul premiului Lenin, Mihail Sadoveanu. Marele romancier de talie universală a cochetat cu politica de tânăr. În perioada interbelică a făcut parte mai întâi din Partidul Poporului, Partidul Național Liberal Brătianu și Partidul Agrar al lui Constantin Argetoianu, ocupând și funcția de președinte al Senatului. Deci, un om politic de centru-dreapta în perioada cea mai democratică a României antecomuniste. Rămâne inexplicabil girul dat de marele scriitor puterii comuniste instalate cu forcepsul, adică tancurile bolșevice, la cârma României. Mai ales că Sadoveanu, în anul 1928, devenise și mare maestru al Marii Logii Naționale din România. Sadoveanu a fost inițial un susținător al monarhiei în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea. Își schimbă orientarea politică și după 23 august aderă la Partidul Comunist Român. Este numit președinte al adunării deputaților și face parte din cei 5 membri ai prezidiului provizoriu al Republicii Populare Române, care a preluat conducerea statului după abdicarea regelui. De asemenea, începe să scrie o literatură pupincuristă la adresa Uniunii Sovietice, Mitrea Cocor și Lumina vine de la răsărit. Drept recompensă, primește premiul Lenin pentru pace în 1961. Regretabil nu este numai faptul că a girat puterea comunistă, dar în calitatea sa de președinte al adunării deputaților, a semnat și contrasemnat, cu bună știință, sute de condamnări la moarte sau la închisoare pe viață pentru fruntașii din elita cultural-politică a României, în marea lor majoritate foști prieteni sau cunoscuți ai scriitorului. Mihail Sadoveanu va rămâne un mare scriitor, dar și un om lipsit de caracter, un individ fără scrupule, care a girat din bunăvoință ascensiunea regimului criminal comunist. Avocatul teroriștilor roșii, Maurer. Alt personaj controversat, diabolic, a fost Ion Gheorghe Maurer. Deși făcea parte din burghezia capitalistă, Maurer, avocat cu studii afară, nu a ezitat să apere în procesele penale pe liderii comuniști. Curios este faptul că Maurer nu a fost propriu-zis un român. Tatăl său era alsacian și mama franțuzoaică. Cunoaște o ascensiune fulminantă în Partidul Comunist Român după 23 august 1944, ocupând mai toate funcțiile posibile și ajungând în final premier. După moartea lui Dej,
În PCR începuse o luptă pe viață și pe moarte pentru putere. În lupta pentru putere care a urmat, Maurer, împreună cu Emil Bodnăraș și Manea Mănescu, l-au sprijinit pe Nicolae Ceaușescu împotriva lui Gheorghe Apostol, crezând că tânărul incult și semi-analfabet va fi ușor de manipulat. În anii care au urmat, Maurer a contribuit la consolidarea puterii lui Ceaușescu, de exemplu prin înlocuirea din funcția de ministru de externe a lui Corneliu Mănescu. Numai că aici s-a înșelat amarnic. Tânărul Ceaușescu devine rapid, incontrolabil și totodată lider autoritar. Maurer va regreta mai târziu sprijinul și girul dat lui Ceaușescu, dar răul fusese făcut. Încetul cu încetul, Maurer va deveni o figură neesențială, de decor, ca de fapt toți cei care l-au sprijinit pe Cismar în lupta pentru putere. Tătărescu, liberalul girant al comuniștilor. Gheorghe Tătărescu este liberalul care, în anii grei de după 23 august 1944, a rupt PNL-ul istoric în două și a intrat în guvernul Groza, girând astfel pe comuniști. De altfel, liberalul nu credea în aliați nordici și expresia sa favorită era: pacea va fi încheiată sub semnul biruinței rusești. Ca să mimeze democrația, comuniștii l-au trimis pe liberal să prezideze delegația română la negocierile de pace. Cu partide așa zis istorice în guvern și în parlament, comuniștii reușesc să-i păcălească pe occidentali. Numai că odată văzându-se cu sacii în căruță, comuniștii și-au arătat adevărata față. Poștii aliați devin trădători și aruncați în pușcării sau chiar executați. În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, aproape toți poștii miniștrii tătăreștieni, în frunte cu liderul lor, Gheorghe Tătărescu, sunt arestați și întemnițați la Sighet. Dej i-a folosit pentru demascarea și condamnarea lui Lucrețiu Pătrășcanu. Tătărescu, în închisoare, face și ultimul compromis cu comuniștii și semnează o declarație incriminatoare la adresa lui Pătrășcanu. Toți cei incriminați în cazul Pătrășcanu au fost condamnați, unii la moarte, alții la închisoare. Gheorghe Tătărescu nu a mai fost judecat sau condamnat, dar a rămas în închisoare. Cu două zile înainte de moartea sa, Gheorghe Tătărescu i-a spus fiicei sale, Sanda Tătărescu Negropontes, cumplite vremi mi-a fost dat să trăiesc, copilule. Regrete târzii și inutile pentru a contrabalansa trădarea poporului român și girul dat comuniștilor. Au fost mai mulți trădători. Spațiul restrâns nu ne-a permis să amintim și să analizăm și alte personaje care au jucat un rol nefast în venirea la putere a sinistrului Partid Comunist. Să nu uităm și de alte mari personalități care au mințit și și-au trădat neamul, precum Zaharia Stancu, Lucrețiu Pătrășcanu, doctorul Constantin Ion Parhon, acesta merită un capitol aparte, Titel Petrescu, Ștefan Voitec, Valeriu Anania, și fiindcă tot l-am amintit aici pe acest prelat, să nu uităm și de jocul parșiv făcut de mulți fruntași ai Bisericii Ortodoxe. Și lista poate continua.
cu siguranță vom reveni. Ați vizionat un documentar realizat după un material scris de George Hodorogea.